Bună ziua, este luni și începe noul Igus Diary. L-avem aici pe Andrei leșinat pe canapea. Hai să mergem să mâncăm, să vedem ce ne-am comandat, să vedem dacă e bun ce ne-am comandat. Un baby elefant. Ne-am uitat mai devreme la vlogul Madalinei din Thailanda cu elefanței. De fapt, eu îl văzusem, dar l-am arătat și lui Andrei cu baby elefantul ăla mic, care se bălăcea Există și acolo. baby elefant mare? Da, you have a point. Hai să mergem să vedem. Trebuie să tunel. Hei! Nu l-ai văzut Ești ca până un acum? elefanțel! Numai că tu ai trompa în spate! Aici avem un pufos, un cutiu. O, Doamne! O, Doamne, ce blăniță fină ai, mama! Așa blăniță! Și am venit aici în bucătărie. Avem sacoșa de taz. Ne-am comandat de la Burrito Guerilla, ceva de genul. N-am mai mâncat până acum, dar am zis să mai încercăm și alte chestii. Mai schimbăm mâncarea. Da. Astăzi mâncăm trompă de baby elefant sel și coadă de maimuță. Ce? Ai mai comandat ceva în plus? Sau e prea mică porția? Fuck is this? Hai că e consistent. Ăsta e al meu, mic. Și am și Mic. luat meniul ia, ce are aici. Ar trebui să fie sos și cartofi. Asta este. Hai să vedem cum sunt cartofii. A, sunt din ăștia falși. Dar sunt bunicei. Nici cartofii nu sunt. Oh. Sos în păhărel din ăsta de espresso. De cappuccino. Așa arată burritoul meu. Ia să-l văd pe al tău. Al meu e cu pulled pork. Mai Al gustos. meu e cu beef and pork. Așa arată treaba asta. E ușor picant. Are și varză murată, într-adevăr, ca să zicea Andrei mai devreme. Da, deși scria că are salata iceberg, dar mi se pare că are gust de varză murată. Dar e bunicel. Ce se petrece în casa de nebuni? Ce vaset? Să înfatorez în tine? Andrei este panicat. Ciom n-are nicio treabă, ea mănâncă. Isis nici ea nu știe ce se întâmplă. Vrei să povestești? Ce puteți ca să mi ordine când am indicat patru, random, când era 84 de popor, pe ce ne-am dat, dar imediat pe ce ne-am dat să mă mânce. Eu fi luat de la ulei. Da, nu, pot să-mi explic, adică am stat toți patru unul în altul și am mâncat și când am pus să-mi fac și eu shake-urile de sală și să-mi pregătesc aia, m-am dus să mă piși. Am întors în bucătăria mea ca să mi-a tornat pe și am început să-mi iau. Și cu ăsta a început să facă catatele, 5 ani a început și eu să facă catatele. Ne știți, bineînțeles, cum e ca de obicei și asta sperioasă, s-a ciulit imediat urechile pe spate și nu știa unde să se ducă, să se ascundă. Și Mama, s-a început să pusi. eu zic să nu vă puneți cu neftis că pe lângă faptul că o trăit atâta timp pe stradă. Da, nu cred că este atât de agresivă față de ei. Are și gheruțele alea, adică mie de ghiare mie. Câștigăsem atunci la veterinarul pisică cu ochiul scos pentru că se bătuse. Da, spune, dar asta nu e pentru că asta să nu crezi că nu se poate întâmpla dacă nu ai lătăi în ghearele. Adevărat. Dar nu crezi că pe mine mă zgrie când are ghearele ascuțite și nu le tai eu. Uite, asta nu mai poate. Dar nu știu ce s-a întâmplat, ce l-a apucat. E înfoiat de atunci.
E cu ochii cât șerpele de atunci. Da. Cam de oră se petrece toată nebunia asta din casă. Ideea e că nu înțeleg ghiștii ce are. E și așa, unde e circul? Andrei nu gestionează foarte bine situația asta. Eu am mai trecut prin chestiile astea cu pisicile și nu mă panichez atât de tare, dar Andrei e atât de îngrijorat încât nici nu vrea să mai meargă la sală. Ți-am zis, du-te la sală că rămâne cu pisicile. It's all under control. Și mâine o să vedem exact care e situația cu Seth, pentru că i-am făcut programare la veterinar să-i facă ecografie, să vedem dacă nu cumva mai e vreun coiț pierdut pe acolo prin el. Poate nu a fost castrat cum trebuie, poate nu a fost castrat la timpul potrivit, poate a fost castrat prea devreme. Și are foarte mult testosteron. Fix cum o fă și cu cheluțul lui Dorian. Pentru că are așa niște apucături și când sare pe Isis are un gest din ăsta de motan care ar vrea să facă ceva. Așa că mâine mergem la veterinar și vedem ce ai acolo. Da? Vei face anestezia ceva? Nu. Adică nu ar trebui, e o simplă ecografie, îl rade pe burtică, îi pune un gel și... Păi da, nu trebuie să și stea. De asta nu vedem. Da, o să vedem, ar trebui să stea. Eu, de exemplu, când am fost cu Neftis, înainte să o luăm la noi, zic că mă dusesem cu ea, că nu știam dacă fătase sau nu, și asta liniștită. Bine, nu știu dacă o... Nu rade, nu o rasă pe burtică atunci, nu știu cum se procedează, să vedem mâine oricum. Și revenim și aici în vlog cu știrile de actualitate. Ia uite. Și pufosul stă aici, are semnat sărăcuț. Ia uite, ce stai cu ochii cât cepele. Ce-i, Love Kitty? Ce s-a întâmplat? E set agresiv? O nebunit? Și că-ți pute curul? Ia că am pus și eu. Păi de la glandele alea, ce secretă. Îți pute curul și îți pute de aici până aici. Andrei a încercat să le pună niște trituri și au revenit toți. Și în momentul în care s-a intersectat set cu Ginger, a început din nou circul. A început să se mărâie. Uite cum stă. Oh, iubițelul lui mama. Spune, mama, ce s-a întâmplat? Nici nu știu. De ce ești agresiv? De tactul nu merge la sală, nebunește aici. Nu te rog. Nu e ca și cum să ajung prea mult săptămâna asta, aparent. Hai, lasă pisicul, du-te, fă-și geanta și du-te la sală. Că situația este sub control. Situația este sub control. Life with cats. Bă, dacă nu stai cu minte, te dau la Ginger. Vrei să te arunc în pat? În dormitor? Te arunc direct în mijlocul patului să vedem ce faci. Doamne, tata, dar ce-ți pute cu ea? Ce faci, Ciung? Mai meu. Tu ești liniștită, mama? Tu nu știi ce se întâmplă, este? Neftis? Ce zici? Piu! Ce? Perioade și perioade. Ia uite cum stă pufosul acolo. Da.
în sufletul. Ia uitați-vă cum arată set. Ia, se vede? Ia. Tu, mama, ești plin de catnip. Partea bună, că există și o parte bună în treaba asta, e că pot să mănânc olivă în liniște. Ce faci, Cionc? Neftis? Alo? Hai să vedem. Ia, te scurte. Nu, uite. Mai am o întrebare, așa vrei să dormi? Dacă nu vrea să te opri cu mine, să mă întorc și să dormi invers. Dar nu o să dorm ca tembelul cu pisicul fără să, nu să stau să mă tocesc cu el dacă el e panicat și stă aici. Deci numai aici stă. L-am luat de două ori în brațe și l-am adus acolo. Stă aici ca să verifice, să vadă cine intră, cine iese, ce se întâmplă. Stă geană pe hol acolo să vadă ce pisică vine. Deci trebuie să vă spun că Andrei a renunțat la orice avea de făcut astăzi. A renunțat să meargă la sală și a venit și s-a pus aici ca să stea cu pisicul, să nu stea pisicul singur. Cionc este supat între timp. Și eu o să dorm dincolo cu celelalte pisici. Uite, e tulburat. Ce-i tu, mama? Haide, Isis. Ei, uite, pișorcoasa nesimțită. De ce eu faci nesimțită? O prins o oportunitate. Este nesimțită. Set, Isis a găsit oportunitatea și l-a atacat și ea pe Set. Da, mama, atunci. Și după aia s-a bătut cu Gingea. O, pufășină. Ca să mă scoată pe mine din sărită și mai tare. Să mă panichez. Da, Andrei este foarte afectat de toată acțiunea asta în această seară. Neftis nu s-o băgat, ea a stat calmă, cum zicea și Andrei, probabil că s-a săturat de la câte bătăi de pisici au văzut pe afară. Băi, puț, pisica asta n-a avut nicio reacție când a înșfăcat-o câinele ăla și era să facă două Neftis. Vai, ce emoție am avut! Băi, ce pisică! Și tu vrei să fii impresionată de doi tembeli din ăștia? Nu, dar știi ce s-a întâmplat? Se ceartă între ei. Știi ce s-a întâmplat atunci cu Neftis? Era foarte încrezătoare pentru că s-a pus. Și dacă v-ați uitat la Igus Diary, dacă vă uitați constant și le-ați urmărit pe toate, am și povestit episodul în care Neftis venise cu mine la Easybox și dintr-o curte a ieșit un câine mare și Neftis s-a zis, ia să-l sfide și s-a pus așa lângă mine și e bine că acel câine nu mai gândi prea mult. Și a înșfăcat-o. De-de. Haide. Vrea și pisicul ăsta să se ducă la baie săracă, dar am văzut că a vrut să se ducă spre baie, dar stătea ăla geamă și să nu cumva să se ducă să se pișe și pisicul ăsta. Isis? Isis? Haide, mama. Hei, pișorcoasa nesimțită. Te rog să nu mai spui așa. Este o pișorcoasă nesimțită. Deci pentru Andrei, treaba asta care s-a întâmplat astăzi și toată situația asta tensionată este că te-am și întrebat dacă e prima dată când asiști la așa ceva și mi-a asistat o singură dată când îi aveam doar pe Ginger și pe Isis, să zici, când i-am adus atunci de la veterinar, pentru că nu știu dacă aveți mai multe pisici sau... Nu, dar poate ați trecut și voi prin chestia. Cine a fost ei? Ginger. Poate ați trecut și voi prin chestia asta, că nu se mai recunosc când vin de la veterinar. Și atunci a fost mare bătaie. Tu, pufos! Tată, dar de ce ești? Tensionat.
Hai, stai aici cu tata, că nu... Nu vrea tata nimic de la tine decât... Să fiți happy, happy și sănătoși. Vrei să le dăm niște... Niște vin? Tu pufos, tu! Tu pufos! Vrei? Uite așa, să dormim? Așa! Uite așa dormim noi. O, Doamne! Ce-o fi în capul vostru? Uite! Doi neuroni. Numai că unul și-a luat concediu medical. Și-a rămas doar unul și-a zis că se plictise. Și-a luat la bătaie cu celălalt neuron al tembelului celălalt. Nu știu unde s-a dus Set. Set! De la ce v-ați luat mama? Acolo este curputulos, în geam. Nu mai e, că s-a făcut curățel. Da, curputulos e în geam. Și pișercul ăsta ne-a simțit că s-a dus în dormitor. Dar nu crezi că tu nu ești nesimțit. Dar nu crezi că tu nu ești nesimțit. Dar de unde știi că n-au făcut amândoi? Chestia asta cu... urinat așa random, când se mai bat și se fugăresc, e oarecum să se apere. Gen, stropești ca așa? Mai mult un fetiș. Când vrei să, să faci pipi pe altcineva, e un fetiș, un fetiș de apărare. Și poate au făcut amândoi. Nu cred. Nu cred. O, Doamne, așa pisici. Așa pisici. Așa, așa, stăpâne, așa pisici. Doamne, ieși tu de comă. Nu pot să cred că vrei să dormi așa. Să credeam. Ce să-mi pace. Lasă tata în pace, ignoră cu tata aici, nu se întâmplă nimic. E patul nostru. Nu mai urcă nimeni în el. Ce se pare ciudat că vreau să dorm aici, ca să stau așa pisicul, să stau lângă pisic, să nu se simte singur. Și asta? Și ți se pare ciudat asta? Neapărat că mi se pare ciudat, dar... E... De apreciat că ai renunțat la orice plan ai avut și orice chestie ca să stai cu pisicile și vreau să stai aici cu pufosul. Eu în bucătărie, pe jos. Adevărat. Adevărat. Întindeam o potră, dar n-am acolo cu mine. Da, tata, nu trebuie să stai liniștit, tata, nu trebuie să fii așa în alertă. Tu, sufletul, tata, dar nu lasă tata pe nimeni să-ți facă ceva. Life with cats, ca să nu vedeți doar părțile... De ce crezi că ții pe tata ca descreratul când vă hâsâi și vă bateți? Cred că te-au auzit tot blocul. Mă doare... Mă abțin. Ca să concluzionez, vă arătam și vă povesteam lucrurile astea ca să vedeți că nu e doar lapte și miere și mai sunt și momente din astea tensionate în care nu știi ce să faci, nu știi de la ce... Începe circul. Mă cred eu tot. Adică și să tăneri acolo. Da, ui. Ce te s-a întâmplat. Și tu ce faci tu? Te-ai pus acolo. Hai, să ne uităm la America Express. Uite, Nefti is living la Vida Loca. Ce faci tu?
Am venit în inspecție. Totul bine? Nu a fost intenționat. Iar ăsta s-a urcat în pat așa pe blat. Și stă geană. Nu s-a mișcat de acolo. Și stă geană. Și se uită în direcția mea și-a lui cinci. Dar măcar nu s-au hăsuit până acum. Credeți că pot să dorm și eu aici? Sau dormim separat? Doar dacă dormim invers. Cum adică invers? Așa. Să dorm cu capul aici? De ce? Pentru că măcar aici nu am necuperna. Măi, Sublă, vrei să schimbăm patul? Nu, aș vrea să mai împingem un pic, să te-o mai spre placa aia de lemn sau să mai cumpăr niște șipci, le pun sub placa asta ca să nu mai alunece. Uite-te tu câta gaură e acolo. Și când mă las și pot saltea și te lasă și saltea un pic, păi da, a plecat perna aia direct la Nectis. Cred că asta face fraiera, se bagă sub pat, cu ghearele alea ascuțite, agață perna, fața de pernă, și o trage. Și mă trezesc, numai că n-are suficientă forță să tragă toată perna, și trage doar jumate. Și mă trezesc că jumate de pernă e așa. Da, și domne, că Neftis doarme în pat cu noi, aseară o dormi la picioarele mele neîntoarsă, auzi. Ai tu somnul agitat. Am eu somnul agitat. Ce faci, pufășine? Rele. Rele au făcut toți. Uite un țiții. Da. Mai puțin Neftis. Ia Eli, vin la vida loca acolo cu alpaca. Tata. Bună ziua, te ești de la birou cu situația tensionată din casă. Eu tocmai am terminat de filmat un clip cu noile pensule pe care mi le-a cumpărat Andrei cadou de ziua mea, care urmează să vină în februarie, și sunt atât de încântată de ele, sunt pur și simplu impresionată. Este vorba despre pensulele astea de la Lush Beauty, ale Monicăi Palcău. Ea le-a gândit foarte, foarte bine și sunt pur și simplu impresionată de ele, mi se par wow. Și acum am înțeles și reacția lui Andrei din farmacia tăi când m-a văzut că îmi cumpăr 3 pensule. A făcut așa o față lungă și a zis, dar nu ai destul de pensule. Ei bine, se pare că el îmi comandase deja pensulele astea și nu înțelegea de ce îmi cumpăr alte pensule. Și ieri mi le-a oferit de dimineață când venise curierul și am avut așa o reacție, am început să plâng pentru că îmi doream foarte mult pensulele astea și nu știu de ce am tot ezitat să le cumpăr. De fapt știu, pentru că am foarte multe pensule și am zis că nu am nevoie de ele, dar eram atât de curioasă să le încerc pentru că am văzut atâtea laude în online despre ele și chiar sunt top. Așa că voiam să împărtășesc și asta aici pe YouTube, atât în Igus Diary cât și în clipul dedicat, pentru că am filmat un clip în care mi-am făcut această capodoperă și am folosit pensulele astea de la Lush Beauty. Și fiecare pensulă a fost gândită în așa fel încât să fie folosită. Nu să fie pensule de umplutură într-un set, cum se întâmplă de multe ori, și chiar merită. Merită toate laudele și sunt foarte, foarte faine. Superbe. Eu mă pun acum să le curăț, mă pun să mai strâng puțin aici pe birou și aștept să se facă ora de a merge la veterinar cu set, să vedem dacă mai are ceva sau pur și simplu asta este personalitatea lui. Adică în timpul ăsta cât îmi curăț pensulele, mă gândeam să mă spun și cum a decurs noaptea trecută. Greu. Asta pot să vă spun. Și ideea este că Andrei stătea cu Ginger dincolo în dormitor. Eu am venit și mi-am făcut patul aici și m-am gândit că în momentul în care mă pun la somn, o să vină și stătă în el, se pune și doarme până dimineața, cum face în mod obișnuit. În momentul în care eu mă duc în pat să dorm, el imediat vine, se pune acolo cozonac lângă mine și nu se mai trezește până dimineața.
Ei bine, se pare că agitația asta nu le-a făcut deloc bine, pentru că în momentul în care am venit să dorm, Seth a început să exploreze pe aici prin cameră, a început să zgârie pe la canapea, să zgârie cutiile, n-avea stare, Isis era sub pat, mai mărâia și ea, era o nebunie și am încercat să ignor, crezând că o să se plictisească și o să înțeleagă că e timpul să dormim. Dar nu, a continuat toată treaba asta, cred că mai bine de o oră, în momentul în care m-am trezit și am zis, ok, hai că închid ușa la dormitor aici și las pisicile în cealaltă parte a casei. Dar fericirea asta a durat maxim 5 minute pentru că a venit Isis să zgârie la ușă, să-i deschid ușa. Poate dacă aveți pisici și sunt învățate ca toate ușile să fie deschise, știți care este problema. Oricum, pisicile urăsc să aibă ușile închise. Și le-am deschis ușa, m-am pus iară în pat, crezând că se potolesc. A început iară scandalul și am zis, ok, hai că mă duc dincolo, mă duc și eu în dormitor cu Andrei și cu Ginger, stăm acolo și restul stau în treaba lor. 5 minute mai târziu a venit Seth să zgârie la ușă, să-i deschidă ușa de la dormitor. În momentul în care Andrei a venit el la ei să doarmă și eu am rămas acolo în dormitor cu Ginger. Asta se întâmpla pe la 3 jumate dimineața, 3 jumate noaptea, cum vreți să îi spuneți. Am adormit, iar pe la 7 m-am trezit că voiam să mă duc să beau apă. Am deschis ușa, toate pisicile erau în fața ușii de la dormitor, Ginger era și el acolo. Le-am deschis ușa, și-o dat câte un nose bump, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Era toată lumea pașnică și am lăsat ușa deschisă. Am zis, ok, dacă se înțeleg pisicile, le-a trecut nebunia și nu mai trebuie să stau cu ușa închisă. Venise și Andrei la un moment dat în pat și nu știu ce s-a întâmplat între timp, dar azi dimineață ne-am trezit în toiul atacului, ca să zic așa, pentru că Neftis venise și se pusese la mine la picioare în pat. Culmea, pisica asta e cea mai calmă, fosta pisică isterică care hâsâia pe toată lumea și era pur și simplu isterică, iar acum e cea mai calmă, nu știu ce s-a întâmplat, probabil că s-a săturat așa de atâtea certuri între pisici și bătăi, dar culmea e că ea stătea liniștită acolo. Ia uite, cine e aici? Ea stătea liniștită acolo. Ginger stătea la picioarele lui Andrei, Seth venise în pat și se pusese între noi și Isis, nu știu ce avea, că ea mărâia pe toată lumea, hâsia pe toată lumea. Ginger oricum este super sperios și agitat și devine mai agresiv când e speriat, nu știu să explic exact starea asta, dar în momentul în care am deschis ochii, am văzut pe Seth că era înfoiat între noi. Ginger era cu ochii cât cepele la picioarele lui Andrei. Și dintr-o dată l-am văzut pe Ginger că o sărit spre Seth. Și a fost o trezire cum nu ar trebui să existe. Faci naibii, infart. Dai să te trezești dimineața și faci infart din cauza pisicilor. Da, și a început din nou circul. Nefti stătea și se uita, nu știa efectiv ce se întâmplă și, mă rog, s-au mai certat, s-au mai bătut. De fapt, nu s-au, ba da, s-au bătut? Da, Ginger a bătut-o pe Isis. Și acum s-au calmat, toată lumea doarme. Isis e aici, se face curățică. Neftis e sub pat, Ginger e cu Andrei în dormitor în pat și Seth e aici. Lui Seth și lui Ginger am apucat să le dau și câte o pastilă din asta de calmare. Am și mutat dispozitivul ăla din hol în dormitor. Dispozitivul ăla cu feromoni.
Și așteptăm să se facă ora de mers la veterinar să vedem care e faza cu set. Dacă este ce bănuim noi sau pur și simplu asta este personalitatea lui, nu știu de la ce s-a luat de ieri, de la ora 6, îs într-o tensiune continuă. Iar Andrei nu gestionează foarte bine situația asta, e foarte stresat, e supărat. V-am zis, ieri eu și-am anulat absolut toate planurile. Și mi-am terminat și eu de curățat pensurile, le-am pus aici la loc de cinste, după cum spuneam, și în loc să mai strâng puțin pe aici și revin cu alte cadre și cu noutăți când o să le am. Pregătit? Să mergem la doctor? Uite ce cumințel stai! Te-ai băgat singur în cușcă? Hai, că mergem! Să fiți cuminți! Doamne, sufletul lui mama e atât de curios și entuziasmat de excursie. Mergem la nenea doctorul. Cel mai cumințel pisic când vine vorba de mersul cu mașina. Uite ce cumințel e. Ești pregătit să faci circ? Asta e liniștea dinaintea furtunii. Haide, mama, ochișorii. Gata vizita la veterinar și din păcate sau din fericire pisicul este stricat din fabrică. Nu are niciun testicul pierdut pe undeva. Asta este personalitatea lui. Am luat niște Calmvet, am luat și niște pastile cu CBD și să mergem acum acasă. Și pisicul, da. Ce era să facem cu el? Ai văzut, mama, că și domnul doctor a zis că ai personalități multiple? Și te-a văzut prima dată. Foarte, foarte drăguți medicii, da, și personalul de aici, de la Vet for Life. Și e clinică non-stop. Am așteptat puțin pentru că domnul doctor a fost într-o intervenție urgență, dar... Nu. Așa se întâmplă când vii la o clinică cu urgențe. Uite, mama, că te-am adus și la McDonald's. Văd că îți place tare să ne plimbăm așa cu mașina. A dormit. Ce zici de el? E psihopat. Păi nu-i deschide ca să-l bag pe sătunel. Ce faci? Ce faci? Mi-e simt să tapi și el cu asta. Suflet nu mai vorbi așa cu pisica. Hai, las-o pe Neftis. Haide, mama. Hai, nu vrei? Nu vrei. Ok. Ce faci? Da? Tu plictisești? Noaptea a decurs prost, am dormit prost, am dormit puțin, am băut 3 cafele, apă n-am prea băut, a fost și ziua cum a fost și continuăm cu McDonald's, mâncăm ca niște purcei și Doamne ajută! Cartofii ăștia de... Nu dormit un pic, sigur. Am stat, am dormit un pic. Deci nu știu cum se face, că de fiecare dată când apar pe cameră, ai o preză super funny. Cartofii s-au răcit? Opa. O să-i ceva... Uite-l pe pufoșin! O, sufletul! Uite-l pe sufletul, că știu că am stat închis, sunt pe multor singure la culo. Haide, doamne, că avea litieră, avea patul la dispoziție. Da, dar n-ai văzut minunat că n-am venit acasă, că știam că am venit acasă și vreau și eu să vin acolo. Nu, lasă, că 2 ore cât am fost plecat, nu...
Nu-i bai. Ce faci tu, mititichi, acolo? Ți-ai recuperat pătuțul cu ocazia asta. Și tu ce faci, sătânel? Și tu ce faci, Ginger? Te-ai gândit să-i dai teroare și pisiciolea care era liniștită, nu? S-o apuca și de Neftis. Singura pisică care era calmă în casa asta. Nu zici, Ginger, că e prea calmă și s-o atace și pe ea. Drept urmare, Neftis acum e în baie, sub chiuvetă. Casa de nebun e chiar aici la noi în casă cu pisicile astea tensionate și agresive. Nu știu de la ce s-au luat. Așa, toate curățe. Dar ce voiam eu să vă spun este despre ce am aflat la veterinar astăzi. Vă spuneam, cred că și în mașină, că mi s-a părut super amabili oamenii de acolo și mi s-a părut că domnul doctor Andrei Ștefan nici măcar nu s-a grăbit sau ceva. În momentul în care o coborât să vadă cu ce problemă am venit, i-am explicat și el a început să ne explice, adică a început să povestească cu noi, să vorbim înainte să mergem la ecografie. Nu a fost de genul, ok, hai, ăsta e pisicul, hai să mergem. Și în timpul consultației a fost răbdător, așa, și ne-a explicat o grămadă de chestii. S-a uitat la set, mi-a făcut ecografie și adevărul e că a fost un pic dificil să îl ținem așa pe set pentru că devenise agresiv și a trebuit să îl țin de ceafă. Andrei îl ținea de semi-agresiv. Nu era pașnic, că nu-i plăcea ce îi se întâmplă, dar era semi-agresiv pentru că l-am prins de ceafă, că dacă nu îl țineam de ceafă, era se făcea harakiri pe acolo. Dar am aflat cu ocazia asta că sătănel are nisip larinic. Mult nisip larinic. Nu îmi explic, nu știu de la ce ar putea să fie, pentru că apă bea, mâncare bună mănâncă, la litieră merge, nu merge foarte des sau așa, adică merge normal și ideea e că aceeași apă pe care o dăm noi, o dăm și ei astăzi, da? Mare semn de întrebare. Da, nu mi-explic. Da. Dăm fix aceeași apă pe care o dăm și noi. Așa e, nu le dăm apă de la robinet, chiar dacă avem fântână, dar probabil că dacă are el nisip la rinichi, este foarte posibil ca și ceilalți să aibă. Așa e, Ginger? Aoleu. Aoleu. Am spălat și perdelele, am dat și cu mopul. Au un fetiș pisicile astea. Da. Mă rog, e un un mod de a se... Nu, e un fetiș. E un fetiș. De a se apăra și ce fac pișii unde Neftis s-a stropit pe unde a apucat. E stropită și pe coadă și pe picior. Da, înțeleg că cum se face curățică, ceea ce e. Dar revenind la problema pe care am descoperit-o la set, ideea este că domnul doctor l-a verificat să vadă dacă mai e ceva acolo, dacă mai e vreun testicul pe undeva. Și nu este, însă, v-am zis, s-a identificat nisip la rinichi, mult nisip, și ne-a recomandat să îi dăm mâncare care să conțină și nu știu, există tot felul de mâncare pentru diferite probleme și ne-a recomandat să introducem și bobițe urinary ca să îi ajute, așa că zilele astea va trebui să mă duc să văd ce găsesc.
Ai văzut că ne-a zis că putem să le mai rărim plicul. Good luck. Putem să începem ușor. Putem să să mai sărim. Uite, spre exemplu, azi le-am dat plic. Mâine nu le dăm plic. Mâine nu le dăm plic. Au doar crânțenele. Atât. Asta e clar. Pentru că sunteți niște răi și faceți rele, tată. Bine, domnul faceți... doctor nu ne-a recomandat neapărat să rărim plicul, cât să renunțăm la mâncarea umedă. N-am înțeles de ce. Dar, na, ideea este că fiecare om, fiecare medic, fiecare deținător de animăluțe are câte o părere, la fel cum și eu am o părere despre Royal Canin. Dar asta este partea a doua. Știu că există la Royal Canin tot felul de diete speciale pentru diferite probleme. Nu le-am dat niciodată, nici nu mă gândesc să le dau. Dar va trebui să găsesc o mâncare care să aibă și chestia asta. Dacă nu mă înșel, au la Sanabel. Și Sanabel e ok ca ingrediente. Au parcă și la Brit, cred că și la Hills, dar o să studiez problema să văd ce și cum, să introducem și bobițe din astea în bobițele de la Origen și cred că ar fi cazul să mergem cu fiecare pe rând la câte un control din ăsta mai... Am anunțit, nu neapărat să le facă tuturor câte o ecografie. Cred că cel mai bine e să mergem cu ei la analize. Mai ales că Mitica face 9 ani, peste 2 luni. Da, cam astea sunt noutățile de aici din casa de nebuni cu pisicile. Din păcate nu s-au calmat. Ori mai avut așa momente în care s-au apropiat, după care iară a început circul, v-am zis, Ginger s-a gândit că ar fi o idee bună să o atace și pe Neftis, care era singura pisică calmă din casa asta, care nu avea absolut nicio treabă să se bage, să se bată cu ceilalți. Bine, în continuare pașnică, că nu a mai făcut nimic Neftis. Numai că e speriată și stă sub blatul ăla din baie. Mă rog, dacă se poate numi blat, nu știu cum sub chiuvetul ăsta. Nu asta chiar sub. Da. Unde au stat și microbesmetici. Acolo au stat copilașii ei, de dintre ei. Da. Astea sunt noutățile. O să mai vedem ce și cum. Updates. Da. Astea sunt update-urile. Și ce voiam să vă mai zic încă o dată este la Vet for Life acolo chiar mi se pare... Super ok. Super ok. E ok că e o clinică și are mai multe specializări, este și non-stop. Noi ne făcusem de aseară, am făcut programare, dar mă rog, fiind clinică non-stop și sunt tot felul de cazuri și urgențe, domnul doctor o întârzea puțin, dar nu am așteptat cine știe cât. Ideea de bază cât. E să aveți răbdare. Da. Și timp cu fiecare pacient. Da, asta e foarte, foarte important și la Vet for Life am fost și cu picioruș, pentru că vecinii noștri mai merg pe acolo și cred că era și seară când l-am prins atunci pe picioruș și ne-am dus. Atunci am stat și mai mult fiind neprogramat sau așa. De Vet for Life am mai citit și văzut la diferite asociații dacă... Nu mă înșel, cred că cel mai des am văzut la Cola Cariola. Recomandă și colaborează cu clinica sa veterinară și review-urile pe Google chiar sunt foarte ok. Am zis, sunt mai multe specializări, e non-stop, medicii sunt super ok și au timp, îți explică. Și cam atât. De aici, din casa de nebuni, l-am aici pe Ginger să vedem cum facem un parțial în noaptea asta, că totuși am vrea să... Dormim având în vedere că mâine ne trezim să începem programul de corporație. Astăzi am fost liberi, așa că nu putem să ne plângem foarte mult că
nu s-a resimțit. Și adevărul e că și ziua asta a trecut atât de repede cu tensiunea asta în casă, dar na, mai sunt și zile din astea și vreau să vă expun aici niște mici probleme, cum nu e totul lapte și miere. Da, Ginger? Ce s-a auzit? Bună seara, este miercuri și am dat o fugă până la MaxiPet. Acum am ajuns, mă duc să văd ce mâncare iau și să văd dacă găsesc ulei de somon. Am găsit ulei din ăsta de la Blicher, am luat două pungi din astea și mă duc să nu mai uit. Am luat și o treabă din astea de la Carnilor și o să iau și din asta, sau să iau mai mic oară. Adică mai bine iau mai mic să văd. Sau 17. Stați că m-am blocat. Și am ajuns și aici, în acest mic paradis cu jucării. Oare se joacă cu asta dacă le iau? Sau uite din asta. Uite că au aici și peștișuri din ăsta care sare și am văzut și din asta cum avem și noi și o grămadă de jucării și uite dacă ar fi să îi pun ham și leselui Ginger din asta mi-ar trebui, că din aia clasică nu merge. Gata, am fost și la MaxiPet, am fost și la Animax și speram să ajung la timp pentru America Express acasă, dar pare că acum începe. Am făcut ceva până aici, având în vedere că e un pic mai departe de mine, dar am luat ulei de somon de la Brit, am luat și niște mâncăruri de la Brit și acum am drept spre casă și revin de acolo cu micul haul cu cumpărăturile de la Maxi Pești la Animax. Uite-o până ai simțită. Haide, Cion. Haide. Tu, nu mai linge tigaia aia. Isis? Uite-o cum linge tigaia. Tu, Isis, tu. Haide. Războinica Isis, care i-a sfâșiat nasul lui Ginger. Și l-a făcut... Hai să nu mai discutăm despre asta. L-a făcut franjuri. Și ce am copus să alinte. Hei! Nu? Nu? Îmi place că l-ai închis pe Ginger în dormitor. Și asta, și mă așteptam să fi zis fapt ieșit. Ia, la mea l-am oferit. Asta mai lipsea. În YouTube. Le-a luat mai multe jucării, nu le-a luat doar una. Era paradisul jucărilor acolo. N-am putut să mă abțin. Uite, am găsit ulei din ăsta, iacă cu ocazia asta fac rapid și un haul cu ce am cumpărat. Am găsit ulei din ăsta de la Brit și vreau să vă spun că brandul Brit și mâncarea de la Brit e super ok ca ingrediente, sunt ok și ca prețuri, dar toate astea le puteți afla singuri dacă dați un search pe Google și vedeți mai multe articole. La noaptea asta cred că a fost 45 sau 49 de lei și să nu ne inducă în eroare imaginea asta cu un cățel, pentru că este ulei de somon 100%. Așa, ce am luat? Carnilov True Fresh, Fresh Turkey, nu înțeleg de ce mai există pliante din astea. Am luat Brit din ăsta gluten and grain free. Calm and stress relief.
Din asta mâncați astăzi, mama. Am mai luat un indoor antistres de la Brit. Și am mai luat încă o chestie asta, Calm and Stress Relief. Așa, 246 la MaxiPet. Trebuie să te aibă bănuț? Nu. Sigur? Am luat un pateu din ăsta. Nu este pentru voi, este pentru gemeni, pentru pisicile de afară. Am luat un sac din ăsta, Sterilized Urinary Health, tot de la Brit. Ăsta a fost 53 de lei. Apoi am intrat și până la Animax și am luat și Sanabel Urinary și ăsta e ok ca ingredient, dar astea de la Brit chiar au și o politică din asta foarte ok, towards animaluțe. Și au multe chestii. Sunt curioasă cum e uleiul ăsta de somon, dar o să desfac o pungă din asta să vă pun să mâncați. Păi și nu... Păi da, uite. Nu? N-ați impres? Nici de asta nu ești impres? Ce-am compus? Hai să vedem pedepsitul. N-am public, nu mă pun. Uite, mamă, uite. Uite jucăriul, lasă celelalte pisici, te rog, că ești agresiv. Hai. Haide. Ia să-ți vedem nasul. Uită-te cum arăți. Hai, nu. Ia să vedem. Ginger? Lasă-mi pace. Te rog frumos să lăsi în pace. Ginger, uite, mama. Ginger? Ia vezi la mama, ia uite. Ginger? Ia uite ce-ți dă mama acolo. Ha? Ia uite. Au fost niște rocade și acum dușmanii să Ginger cu Isis. Da. Uite, uite ce ai pe nesuc. Se tot schimbă din amicii. Și asta, uite-te tu cum îți arată nasul, mă, fraier. Ce e asta? Uite-te tu ce nas ai. Arată la camera aici. Ia să vedem, mama. Te-a pocnit pisica asta de... Ți-a sărit blănița. Ginger, uite, mama. Ginger. Gata? Uite. Ce e aia? Piluța? Uite, mama, piluța. Asta-mi place. Asta-mi place, te rog. Uite, gemul. Uite. Te rog, asta uite, Ginger. Face. Uite ăsta. Și pe NFT să o atacase, mă rog, o încercat. Deci circul în casă este în continuare prezent, persistă. Hai, mama. O, Doamne. Ideea e că e și... Lasă-l că poate vor să se împace. Ești sigur? Da. Uite-i. Isis, ești mândră de opera ta? Ce ai făcut pisicului? Uite, Ciuncu. Uite. Uite, Ciunchi. Ce ești Doamne, Doamne ferește. Nu, deci nu mai lasă să pugnească. Doamne ferește că ești cu tava acasă ce? Nu vă apuce să înceapă să-și dea. Labe, stânga și în dreapta. Bascalma, gata, gata, great succes! Sunteți din nou prieteni? Vă iubiți? All good? V-ați pocnit? V-ați liniștit? Poate asta era secretul. Trebuia să se pocnească toți între ei, să aibă câte o rundă din asta de bătaie ca să... Da, da, nu, dar nu știu exact ce vor să împartă în casă, că nu prea am înțeles exact ce vor să împartă. Uite câta dragostea! Vezi tu că lustură în asta. Ginger, ia să-ți vedem năsucul, te rog. Ha, ia. Ha, vine aici la tata. Ha, ia, ia, capul sus, uite.
Uite. Stai că nu focalizează. Uite. Cred că e rușine băiatului. E rușine. Mi-ai place să-l țin de căpățână. Ha. A, e, tată, mai luăm bătaie. Tu știi cu bătaia, că ai mai luat. Da, adevărat. Când era mic, l-a bătut Isis de o sărit capacele. Bă, că nu și-a pierdut antrenamentul. Cionc! Uite un morcovel! Ha, vrei morcovel? Ha, să vă pună tata niște din astea, vreți? Ha! Uite morcovelul! A, dar astea stă pline. Stai că facem altă atunci. Ia! Păi pune-le peste, suflet! Pune-le peste! Păi spune pline! Great succes! Uite, ce s-a întâmplat acolo? Nu se știe. Haide, Isis, și tu. Isis? Hai! Mă bucur că s-au mai liniștit apele. Și ne mai calmăm și noi, pentru că zilele astea, chiar dacă m-ați văzut aici că tratam cu umor, ca să zic așa, sau vi s-a părut că nu tratez serios toată problema care a fost cu pisicile, să știți că pe Andrei l-a afectat foarte tare, era foarte cu moralul la pământ. Și eu am fost un pic mai flower power, dar bineînțeles că și eu am fost îngrijorată și nu e absolut deloc distractiv să vezi că pisicile dintr-o dată nu se mai înțeleg și încep să se bate, să se mure și așa mai departe. Dar la urma urmei mai facem și azi de necaz ca să nu o luăm așa prin ceapă. Ia uite. Isis? Tu ești isterică. Tu hâsâi pe toată lumea și s-or fi săturat și ăștia. Să te tot audă hâsâindu-i. Iar referitor la mâncarea asta, eu sper să fie bine. Vedeți că e urinary health și asta Sanabel. Mă gândesc că dacă are sătănel nisip la rinichi, ori avea cu toții. Dar am citit că e posibil ca și dieta sau, mă rog, mâncarea bogată în proteine se ducă la probleme din astea. Nu știu, dacă stai să te gândești la toate astea, parcă nimic și nici cum nu-i bine. Dar astea de la Brit chiar sunt ok. Și recomandarea mea este să vă informați din mai multe surse, să citiți mai multe review-uri de pe diferite site-uri. În momentul în care vreți să, nu știu, sunteți curioși să încercați ceva, sunt și review-uri la mâncarea de pisici, la mâncarea de câini și așa mai departe, astfel încât să poți să te informezi și să tragi o concluzie și să te hotărăști ce și cum. Eu de obicei îmi fac research-ul și mai împărtășesc și cu voi, dar nu trebuie să mă credeți pe mine că asta e top sau nu. Cel mai bine este să căutați câteva review-uri. Iar despre uleiul ăsta chiar citisem. Era într-un articol pe care l-am citit unde erau top 3 cele mai bune uleiuri de somon și ăsta se afla printre ele. Pe ăla care era pe primul loc, nu l-am găsit niciunde, nici nu cred că există în România, dar era ăsta și mai e încă unul Dr. Clouders sau ceva de genul. Și trandafirii ăștia zac aici de 2 săptămâni cel puțin și... Nu mor. Și am mai luat și un buchet de lalele. I can buy myself flowers! Apropo de flori și melodia nouă de la Miley Cyrus. Nici nu știu ce am vrut să zic, dar în momentul în care a auzit-o și Andrei, a zis că este fix melodia cu care mă vede pe mine mergând la obor, cu muzica, cu melodia aia în blană și cântând așa că mă duc să-mi cumpăr flori. I can buy myself castane! Adevărat? I can buy myself flowers.
Nici nu știu de ce sunt anumite așteptări și de ce unele persoane așteaptă să primească flori în loc să-și le cumpere. Dar am văzut, apropo de asta, de ce am spus și de melodie, sunt super multe comentarii, că e o revelație, că m-a inspirat, că ai dreptate, că pot să-mi cumpăr și eu flori. Mă rog, chestiile astea la comentariile de pe YouTube, de la clipul respectiv. Dar oricum, melodia este top. Iar părul tău este flop. Top. Flop. Top. Bună ziua, este joi. Și vreau să mă machiez repede, repede. Vezi că am pensurile astea la loc de cinste. Aseară am postat și clipul despre pensurile astea. Și vreau să mă machiez repede, repede. Și pe urmă să mă apuc să editez și clipul ăsta. Pentru că astăzi o să mergem până la Brașov. Și aș vrea să îl editez și să-l și postez joi, cum e programul aici pe YouTube. Sper să-mi iasă. Dacă nu, să iasă un pic mai târziu. Momentan, situația în casă este liniștită. Pisicile dorm. Aseară, de fapt nu aseară, azi dimineață, nu știu ce s-a întâmplat, că ne-am trezit cu pisici sub pat care urla de nebună și Ginger care o ataca. Dar Isis este ciufuțică și ea hâsâie pe toată lumea și probabil că s-o sătura și pisicul ăla să îl tot hâsâie. Că în rest el e pașnic, teoretic. Acum ce s-a întâmplat cât o să fim plecați? Doamne ajută! Tu ești pregătit? Ești pregătită? Ai să ne întoarcem acasă și să găsim pișii și pe tavan. Vine Tușa Chiki în inspecție. Vine să-i pocnească. Ei, na. Bate Tușa Chiki. Ce vorbești, doamne prostii? Bate cu pureaua. Da, trebuie cam să facem și bagajele pute. Adevărat. Trebuie aștept să mergem la Michel Smart. Ce vrei să ții la tine? Câte au scrituri, dar trebuie să faci și ție bagajul. Te las pe tine acum să te machiezi. Machiezi. Fără ei. Machiezi. Machiezi. Da. Machiezi. Așa. Și o să mă pun să fac bagajele. Dar spui ce vrei să spun. Câte outfit-uri? Lasă-mă, sufle, că mă ocup eu de outfit-urile mele. Tu vezi de ale tale. Asta mai lipsește, să te pun pe tine să-mi faci outfit-urile. Tu nu știi unde se găsește o farfecă în casa asta. Și... Păi lasă-mă să spun. Haide, tata. Haide. Războinicul șef al casei. Dar din tot războiul ăsta, incredibil că Neftis este cea mai calmă, cea mai pașnică. Ea evită să se bage în circul ăsta. Și partea amuzantă e că totul o pălni de la Set, care a început să o mărâie pe Neftis. Asta când? Luni, nu? Da, luni. Săptămâna asta nu am fost la sală. Și totul a început de la Set, care voia să o atace pe Neftis. Și pe urmă s-au luat ei între ei, nu știu de la ce s-au luat. Și erau așa bătălii pe pisici, când una, când alta. Bine, Neftis, v-am zis, era super chill. S-o fi sătura și... Da, s-o fi sătura și ea la câte lupte din astea între pisici, ce mai participat de-a lungul vieții lungi de pe stradă. Dar au făcut față situației foarte bine, ceea ce mă bucură.
Deci cu pensulele astea, de la Lash Beauty, pensula asta de highlighter mi se pare ideală. Pentru că chiar și acest highlighter, care nu este foarte intens, cu o altă pensulă, arată foarte bine. Și nu înțeleg de ce sunt roșii aici pe cameră, n-am mai umbra la luminozitate. Ginger, zici și nasbelit. Zici și cum? Nasbelit. Nasbelit, unghie spartă. Ginger. Da, el ar fi super liniștit, doar că Isis, cranky uite, nose. Acolo s-o pus. E super ciufuțică și efectiv fâsie pe toată lumea. Nu înțeleg. Da, și nici pe NFTs. Au eu ceva de împărțit. Dar nu știu ce. Și fac ei bisericuțe. Oricum, e un lucru cert. E foarte dificil. Cu patru pisici. În astfel de situații. Că efectiv nu știu ce să faci. Nu știi de unde zboară Kung Fu Panda. Adevărat. Deci aseară când i-am dat drumul lui Ginger, de s-o dus așa Flower Power, nu l-a avut nimic. Aia! Și pe urmă... i-a apucat iară. Te-ai uitat la desenele animate cu Hong Kong, Hong Kong Fui sau cu nu, Hong nu. Kong Fui? Nu. Nu? Nu. Ia întreabă acolo pe cameră. Cine s-a uitat? În primul rând ar trebui să spui numele unui desen, suflet, ca să pui o întrebare. Hong Kong Fui. Nu, dacă există un astfel de desen animat. Eu zic sincer că nu l-am văzut. E ăla cu un urs panda? Nu. Despre un detectiv care are o pisică, un câine detectiv și are ca ajutor o pisică. Și câinele ăla nu e foarte smart. Că pisica îl ajută să rezolve toate cazurile. Înțeles. Te-abia aștept să mâncăm. Mergem la o gradă să încercăm altceva. Un bulz din ăla, o mămăligă din aia, doar ce bun a fost. Pensulele pe care le iau cu mine sunt clar astea. Bun, pentru că nu prea am subiecte de discutat și mă grăbesc un pic să-mi termin machiajul, să mă pun la Chiki. Și să terminăm și noi programul de muncă, să facem bagajele. Termin să mă machiez și revin cu un nou cadru. Și trebuie să editez vlogul. Da, ne vedem în câteva secunde. Gata sunt, mi-am terminat și machiajul și după cum se poate observa, mi-am făcut și sprâncenele după mult timp. Mi-am făcut sprâncenele cu un creion de la Benefit, care are așa o mină cerată și mi se pare că arată ok de aici, de unde mă văd eu. Și pentru că ne pregătim să ne facem și noi bagajele și să plecăm ușor-ușor, mergem la Brașov, mă gândeam să fac și încheierea vlogului aici. Așa că ăsta a fost vlogul de astăzi. Știu că a fost mai mult despre pisici și despre situația tensionată din ultimele zile și mai puțin despre mine sau despre noi, dar sper că v-a plăcut vlogul de astăzi și ne revedem cu următorul Liguzaerii duminică. Până atunci vă transmit toate gândurile bune, energie pozitivă, liniște și un sfârșit de săptămână liniștit și plin de optimism. Vă mulțumesc pentru vizionare și pe mine mă găsiți și pe Instagram și aștept ca de obicei gândurile voastre în secțiunea de comentarii.